Salut, fete. Bine v-am găsit la un nou episod foarte, foarte interesant și foarte special. Deci despre extraterestri. Deci, acum am ajuns să vorbim și despre extraterestri și despre tot. Ce urmează acum? Oare ce urmează? Astronomie? Geografie? De fapt, acolo am făcut deja marca. Anyway, deci da, acum ați vorbit despre extraterestri, că s-ar putea să ne contacteze pe noi extraterestri ăștia. O veste cu totul neașteptată a venit într-un document declasificat al Agenției Naționale de Securitate, NSA, din Statele Unite, care a fost publicat recent. Instituția americană susține că extraterestrii ar putea contacta omenirea prin semnale de înaltă frecvență. Raportul oficial al NSA, nu știu cum să-mi pronunț pe asta, intitulat Comunicarea cu inteligența extraterestră, a explicat diferitele metode pe care extraterestrii le-ar putea folosi pentru a lua legătura cu oamenii. Potrivit NSA, conform Agenției Americane NSA, un mijloc prin care extraterestrii ar putea comunica cu ființele umane de pe Pământ este printr-un semnal cu o frecvență de 1420,450 megachiclurii pe secundă și o lunghime de undă de 25 centimetri. Centimetri. În raport se precizează că hidrogenul atomic penetrează spațiul unor mari și are această frecvență de radiații, care poate trece prin atmosfera planetei noastre. Această formă de comunicare ar fi probabil inteleasă de civilizațiile avansate care sunt familiarizate cu frecvențele radio. Documentul NSA vorbește despre faptul că oamenii nu sunt singuri în univers. Agenția Americană de Securitate a observat că în urmă cu câțiva ani, în această noțiune părea exagerată. Dar astăzi, existența inteligenței extraterestre este considerată de la sine înțeleasă de către cei mai mulți oameni de știință. NSA a achitat opinia Academiei Naționale de Științe din Statele Unite, care afirmă că comunicarea cu alte civilizații nu mai este ceva de dincolo de visele noastre. Este un eveniment natural din istoria omenirii, care poate avea loc în timpul vieții multora dintre noi. Cu toate acestea, raportul a afirmat că totuși, dacă civilizațiile superioare sunt abundente, cea mai apropiată ar fi probabil la cel puțin 100 de ani lumină, distanță de Pământ. Prin urmare, prin urmare, ar putea dura 200 de ani pentru a primi un răspuns, o chestiune de 7 generații. Ăsta a fost episodul Besi, fete. Deci, da. Foarte interesant despre viața extraterestră. Deci, da. Sper că v-a plăcut.
Episodul, la revedere! And remember, like and subscribe.